Să jucăm acum contra Real Betis. Cei mai buni jucători de la Real Betis sunt Juanito, Rivas și Oliveira în atac. Sergio Ramos pentru Cristiano Ronaldo. Cum este brazilian Ronaldo? Și apără portarul lui Real Betis. Un șut bun al lui brazilian Ronaldo. Brazilian Ronaldo. Un șut cu latul, dar n-a fost pe poartă. Cannavaro. Wayne Rooney. Hai să vedem ce poate face Rooney. Bară Rooney și este gol. Raul înscrie. După ce a ricoșat mingea din bară, i-a venit lui Raul, care a finalizat cu ușurință. S-ar putea zice că a fost un assist al lui Rooney, care a lovit bara. Julio Baptista. Julio Baptista înscrie de unul singur. Frumos gol. Bine că și-a revenit Julio Baptista din accidentare și deja a înscris în primului meci de la revenire. Așunșa o bate lovitura liberă. Și este bară! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Și este dar un corner. A avut sprint bun Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos și se termină prima repriză cu scorul de 2-0 pentru Real Madrid. Emerson. Guti pentru Raul. Și este gol. Bravo, Raul. Al doilea gol din acest match. Dar a fost blocat și se încheie meciul cu scorul de 3-0 pentru Real Madrid. Okay, să vedem dacă ne acceptă jucătorii la care le-am făcut oferte. Ok. Deci, accepta Rivaldo. Ok. Care va juca alături de brazilianul Ronaldo, colegul lui de la Brazilia. Acceptat Pavel Nedved. Foarte bine. Dar în schimb n-a acceptat Philipp Lahm. Din păcate. Cred că nu au destui jucătorii cei de la Bayern München. Ok, și avem două oferte pentru Gravesen de la Real Valladolid și pentru Guti, care îl vrea Liverpool și vor să plătească cu 8 milioane aproape de dolari în plus față de cât costă.
pe Guti, pe Gravesen o să vând. N-am nevoie de Gravesen, este prea slab pentru Real Madrid, zic eu. 76 overall. Este într-adevăr mai bun ca fundaș, are vreo 82 overall ca fundaș. Dar are și o vârstă, are 30-31 de ani și este în declin. Guti, dacă mi ofera mai puțin pe el, nu acceptam să-l vând, dar din moment ce mi oferă așa de mulți bani, nu pot refuza această ofertă și o să-l vând la Liverpool, pe Guti. Și mai avem momentan încă 58 de milioane de dolari buget de transferuri și de salarii. Să vedem câți jucători avem. Tot 20 plus Benzema care este împrumutat, 21. Mai avem doar 13 jucători pe shortlist. Înseamnă că am cumpărat 7 jucători de pe shortlist până acum. Mai pot pune 7 jucători pe shortlist. Hai să punem. Pun în primul rând pe Ryan Giggs pe shortlist. Și să căutăm un portar. Un portar tânăr. Cum ar fi Ochoa, ar fi foarte bun de la America, din Mexic. Kameni, Itanje, Peter Cech, Pepe Reina, Amelia, Casillas este la noi, Viz, Gomes, Demirel. Casillas are doar 25 de ani în FIFA 7. Și acum un jucător mai tânăr decât el nu prea putem găsi. Și tânăr și bun. Valdez are tot 25 de ani și 84 overall. Da, nu prea găsim noi. Pe Robinson aș putea lua, dar nu știu ce să zic, este cam și cam scump. Da. La Andreao 10 milioane. Buffon 26 milioane, Abiati 6 milioane, aș lua un portar mai tânăr decât Casillas, Rashbear, Dida ar fi bun, dar este cam bătrân, are 33 de ani. Cupet, 34 de ani. Nicopolidis ar fi bun, dar are 35 de ani. Van der Sar, 36 de ani. Canizares, 37 de ani. Can, 37 de ani. Și Vitor Baia, 37 de ani. Hai să încercăm un jucător mai slab, dar tânăr. Un portar mai tânăr decât Casillas.
Ok, Ochoa mi se pare cea mai bună alegere. Nici nu este foarte scump și are potențial bun, are vreo 85 overall ca potențial. Ejide ar fi bun, are 86 overall ca potențial. Kameni ar fi bun. Da, nu prea avem jucători foarte tineri ca portari. Demirel ar fi bun. E 25 de ani și 84 overall. Pe Howard l-aș lua. Oricum, portarul care îl cumpără nu va juca prea des, pentru că va fi doar rezerva lui Casillas. Dar na. Hai că îl pun pe Howard pe shortlist. Acum să căutăm niște mijlocași. Cocu ar fi bun, 8-7 overall. Aș avea nevoie de ceva mijlocaș central. Schneider ar fi bun. Vieira ar fi bun ca mijlocaș central, deși este mijlocaș central defensiv. Camoranesi ar fi bun. Hai că-l pun pe shortlist pe Camoranesi, deși este cam scump. Pun și pe Schneider pe shortlist. Pe Schweinsteiger l-aș putea lua, dar nu cred că o să-l vândă Bayern München, că zice că n-au destui jucători. Așa că l-aș pune pe Schneider pe shortlist. Valeron, 13 milioane. Marcelinho ar fi un jucător bun, dar nu joc cu mijlocași ofensivi. Așa că nu prea am unde să-l pun să joace, doar ca mijlocaș dreapta sau mijlocaș stânga ar juca la mine. La fel ca și Rivaldo, de fapt. Dar Rivaldo este mai bun ca mijlocaș central decât Marcelinho. Thorsten Frings, Scholes, Julie, Alex de la Fenerbahce. Jokol ar fi interesant la Real Madrid. 8-6 overall. Juninho ar mai fi interesant de la Lyon. Are 31 de ani, dar încă este foarte bun. 88 overall. Hai că-l pun pe shortlist. Să vedem câți mai putem pune. 12, 14, 16, 18. Mai pot pune 2 pe shortlist. Mai pun un fundaș și un atacant. Un fundaș de cel puțin 80. Un fundaș de cel puțin 80. Hai să vedem. Dăm după overall. Buffon, Nesta, Copet, Cannavaro, John Terry, Cech, Casillas, Canizares, Puyol, Chris. Chris, cât costă? 13 milioane.
Alex, Lucio, Rio Ferdinand. Rio Ferdinand l-a vândut Manchester United la Newcastle. Trebuie un fundaș mai ieftin. Mai ieftin de maxim 10 milioane să coste. Zelder, Bordon, 10 milioane. Zambrota, Carragher. Jamie Carragher ar fi interesant la Real Madrid. Are 28 de ani. Samuel. Javier Zanetti. Hai că-l pun și pe Zanetti pe shortlist. Juan ar mai fi bun și Ayala. Dar îl pun pe Zanetti pe shortlist. Nu știu dacă o să mi-l vândă Inter, pentru că am încercat să-l cumpăr și pe Figo de la Inter și nu au vrut să-l vândă. Că au zis că nu mai vor să piardă jucători. Așa că nu știu dacă o să accepte Zanetti, dar îl pun pe shortlist oricum. Ok, și încă un atacant mai trebuie pe shortlist. Un atacant. M-ar interesa un atacant mai tânăr și cred că știu pe cine să-l iau. Hai să căutăm pe Park. Park Chu-yong de la FC Seul. Are 21 de ani. Are doar 21 de ani. Este deodată cu Cristiano Ronaldo. Și are 81 overall și 85 overall potențial. Îl pun pe shortlist. Pe Park Chu-yong. Ok, și acum să vedem pe cine să cumpărăm. Mai avem 58 de milioane de dolari. Mi-ar mai trebui un atacant. Dar sunt cam scumpi atacanții mei de pe shortlist. Aș putea lua pe Michael Owen. Pe TVZ ar trebui să dau vreo 40 de milioane pe el ca să-mi accepte. Corinthians. O să-l iau pe Park Chu-yong deocamdată. O să fac profit pe Park Chu-yong. Îl cumpăr dar cu vreo 10 milioane. Și o să-l vând cu ușurință cu peste 15 milioane de dolari sezonul viitor. Pe 5 ani, 15%, yes. Mai avem 48 de milioane de dolari. Pe cine să cumpăr eu? Să iau un fundaș. L-aș lua pe Bordon sau pe Mertesacker. Și Stam ar fi bun, dar este o soluție pe termen scurt, aș zice. Așa că nu știu pe cine să-l iau. Îl iau pe Mertesacker, deși costă mai mult. Are potențial foarte bun, are 95 overall potențial. La Real Madrid nu o să joc decât maxim sezonul ăsta și sezonul viitor. Pentru că în FIFA 7 nu-ți dă bani, nu-ți actualizează bugetul după ce începi un nou sezon.
Continui cu banii pe care i-ai din primul sezon. Așa că rămâi fără bani ușor de repede. Destul de repede. Dau 25 de milioane de dolari pe Mertesacker de la Werder Bremen și a rămas cu 23 de milioane de dolari. Mai avem 3 meciuri până se gata perioada de transferuri. Marte jucăm și contra FC Barcelona. Și mai avem transferuri și în iunie și în iulie.